Salut, sunt Silviu și azi îți prezint etapa care necesită cea mai mare atenție din partea ta, cea de documentare, planificare și pregătire. Este etapa în care investiția de timp aduce cele mai bune rezultate și etapa pe care aș îmbunătăți-o cel mai mult dacă aș face din nou o renovare. Toate trei activitățile acestea se întrepătrund și se completează pentru a avea la final o imagine cât mai clară asupra ceea ce vei face cu renovatul. Inclusiv faptul că tu urmărești acest serial se încadrează în această etapă. Avem așadar trei activități distincte. Te documentezi, apoi planifici și după aceea faci pregătirile pentru demararea renovării propriu-zise. La modul ideal, înainte să te apuci de orice fel de lucrare, ar trebui să știi deja la un nivel ridicat de detaliu tot ce vrei să faci. Și îți dorești asta pentru că îți poți planifica mai bine lucrările, dai mai puține buleli, poți face economie de bani sau măcar să limitezi risipa de bani, programezi mai bine achizițiile și economisești timp. În cifre putem vorbi de mii sau zeci de mii de euro și luni bune economisite. În practică, nu am făcut nici eu asta la nivel de detaliu foarte ridicat și m-a costat ceva bani, dar și timp. Dar dacă aș face încă o dată, aș depune mai mult efort, mai ales inițial. Ar fi bine totuși ca în documentarea inițială să ai ca scop măcar stabilirea soluțiilor tehnice pe care le vei folosi în renovare. Măcar atât. Eu asta am făcut. Ce fel de termopane vrei, încălzirea prin podea sau prin calorifere, ce pereți vrei să izolezi, centrală sau pompă de căldură, pe unde să-ți vină mobila, ce soluții tehnice alegi la instalațiile sanitare, ce fel de uși vrei, finisaje de pereți, de podea, configurația fizică a apartamentului, unde pui aerul condiționat, ce fel de plinte, unde pui toate electrocasnicele, inclusiv ce fel de perdele folosești. Pentru că la modul ideal ar trebui să știi inclusiv tipul de șină pentru perdele, distanța de prindere a acestora și să planifici ca structura metalică de la regips să vină fix pe rând cu prinderile de la șină, astfel încât să ai cea mai bună prindere. În cealaltă extremă, poți începe fără să știi nimic. Nu înseamnă că nu o vei putea scoate la capăt, vei putea. În mai mult timp, cu mai mulți nervi și cu mai mulți bani cheltuiți. Eu când m-am apucat de renovare știam așadar în mare cam ce vreau să fac la nivel de soluții tehnice și în practică nu prea am schimbat mult. Evident, multe chestii de detaliu le-am stabilit la momentul etapei respective. Știam că vreau pompă de căldură, dar la implementare am ajuns să o vând pe cea cumpărată inițial și am luat-o pe cea care am instalat-o efectiv. O documentare mai bună inițială m-ar fi ajutat să nu pierd vreo 3000 de lei. Plus că mai e un aspect, documentarea în detaliu tot va trebui să o faci, poate nu inițial, dar la implementare tot trebuie să o faci, că nu vei ști altfel cum să execuți lucrarea. Păi, nu mai bine o faci temeinic de la început sau măcar la nivelul obținut după urmărirea serialului meu, adică să-ți dedici o zi de documentare prin care să treci prin toate etapele? Repet, scopul documentării inițiale este să te pui la punct cu cât mai multe informații din fiecare domeniu pentru a putea să decizi ce soluții tehnice o să aplici în cazul renovării tale. Bun, acum că am prezentat importanța documentării, să trecem la acțiune. Cum am făcut documentarea? Păi, simplu, în principiu, prin clipuri de pe YouTube. Majoritatea români. Soflete, enciclopedia construcțiilor, pe electrice sunt chiar mai mulți care fac, Ștefan, etc., etc., Cornel Construct și alții. Odată ce începi să intri pe un domeniu, începe YouTube să-ți recomande binișor pe același subiect și de la alții. Pro tip, vezi clipurile pe viteza 1.5 sau chiar 2x. Da, se aud funny, dar obții aceleași informații de două ori mai repede. Pe urmă, pe Google, cauți pe subiectul care te interesează și începi să te duci din rezultat în rezultat. Site-uri, forumuri, Reddit, grupuri de Facebook. Poți întreba și prieteni care au trecut prin etapele care te interesează și pe tine și vezi ce sfaturi îți mai dau. De asemenea, cheamă echipe de meseriași să-ți oferteze pentru fiecare etapă. Mai multe echipe. Trage-i de limbă, întreabă-i soluții tehnice, cât durează, ce vor face, de ce materiale au nevoie. Ideal este să faci asta după ce ai făcut o minimă documentare și deja începi să ai idee despre domeniu, dar și nelămuriri concrete. Iar ei te pot lămuri pe loc și pe gratis de obicei. Bonus, la final îți faci o idee și despre ce manoperă ai economisit. Și poate cu unii chiar ajungi să lucrezi. Mie așa mi s-a întâmplat oarecum cu cei de la Siboterm, care pe partea de instalații au cea mai bună sursă de informații din România pe site-ul lor. De fapt, nu doar pe instalații, de departe Siboterm a avut cea mai bună sursă de informare pe care am găsit-o în această renovare.
Și am zis că vreau să le întorc favoarea pe care au făcut-o punând la dispoziția oricui, oricui atâtea informații utile, cumpărând serviciul de proiectare de la ei. Și am luat și materialele inclusiv. Mi se pare ideal ce au făcut ei, să ofer cunoștințe la liber, frumos, expuse în așa fel încât dacă cineva vrea să poată să facă și singur, lucruri pe care l-am aplicat și eu în business-urile mele. Și asta fac și acum cu acest serial. Pentru că, deși crezi inițial că o să pierzi clienți, în realitate e probabil cea mai bună metodă de a-ți aduce clienți. În fine, în realitate sursele de documentare sunt aproape fără număr. De la angajatul din Dedeman care poate să te ajute cu anumite idei sau soluții, până la soluțiile tehnice disponibile pe site-urile producătorilor de gips, de exemplu. Pentru mine, partea de documentare a fost cea mai mișto din toată renovarea, pentru că am învățat foarte multe lucruri diverse și rapid. M-a prins și 4 dimineața documentându-mă pe site-ul Siboterm. Fii deschis la nou, așa cum ziceam și în alt clip, pentru că pornești de la zero. Ai avantajul că poți veni cu cele mai noi soluții disponibile la ora actuală. Ține cont însă și de conflictul de interese dintre tine și furnizorii de produse și servicii. De exemplu, la pompa de căldură o să primești foarte des oferte extrem de complexe, supradimensionate și evident scumpe, care apelează de obicei la fricile tale pentru a te convinge să plătești mai mult decât ai nevoie. Pentru că în realitate, de cele mai multe ori, ți se potrivește o soluție de două ori mai ieftină, care face 99% din ce face și aia scumpă. Eu la pompa de căldură am avut și o ofertă de 40.000 de lei cu manoperă inclusă, de 10 ori mai complexă decât ce am făcut eu. Pentru că în final eu am plătit doar 12.500 de lei pe pompă și manopera a fost zero că am făcut-o eu. Și pompa merge excelent și cu un consum foarte bun. E util să-ți planifici câteva ore pe zi pentru un domeniu și să stai să te informezi cât mai mult. Învățarea este exponențială la început, așa că în primele ore a pus să înveți foarte mult grosul. După câteva ore pe zi într-un domeniu deja ai o idee destul de bună asupra lui, iar următoarele ore investite vin doar cu chestii de detalii sau de finețe. Ba, eu chiar îmi propun ca după ce vezi un clip de-al meu pentru domeniul respectiv, să ai deja o idee destul de bună asupra lui. Sper să înșiaz. Asta pentru că, de multe ori, pe multe domenii, nu am găsit un clip care să-mi explice în 15-20 de minute clar chestiile de bază. Nu, trebuia eu să văd întâi vreo 10 clipuri, să pun lucrurile cap la cap și să le înțeleg. Se poate întâmpla și asta, ca inițial să fie un pic de haos în informațiile obținute, dar asta se întâmplă mai ales dacă sar de la un domeniu la altul, cum am făcut eu de foarte multe ori. Cel mai bine rămâi pe unul singur, poți începe cu clipul de la mine și mai vezi încă 10 clipuri pe același domeniu și deja ai suficiente informații pentru partea de planificare. Deci 3-4 ore pe domeniu, ai vreo 10 domenii, în câteva zile, o săptămână, hai 10 zile, ai terminat documentarea. Ba chiar o să fii mai informat și decât mulți meseriași din domeniile lor. Odată făcută documentarea în mare, poți trece să-ți faci planificarea. Îți planifici soluțiile tehnice, bugetul de bani și bugetul de timp. După ce ai făcut o documentare temeinică, sper eu, încep să stabilezi soluțiile tehnice pe care le vei aplica. Pentru că în mai toate etapele vei avea mai multe opțiuni. E bine să le stabilești de la început. Ce alegi să demolezi? Cât alegi să demolezi? La izolație? Ce fel de izolație? Pusă unde? Ce grosime? Alături de ce altceva? Ce fel de finisaj? Cum îndrepți pereții? Retencuiești? Glătuit? Pusri gips? Termopane unde? Ce dimensiuni? Ce fel de geam? Ce fel de performanță tehnică vrei să atingi? Dacă renunți la radet, cu ce te încălzești? Centrală pe gaz? Pompă de căldură? Aer condiționat? Apa caldă? Unde o faci? Unde pui centrala? Câte becuri? Câte prize? Unde le pui? Ce electrocasnice o să ai? Unde le poziționezi? Finisajele pereților? Glet, tinci, tapet, gresie, faianță? Unde? Instalații sanitare? Cu ce le faci? PPR, cupru, PEX? Ce fel de uși? Ce dimensiuni? Șapă? Cât de groasă să fie? Și așa mai departe. Vor fi multe întrebări la care trebuie să răspunzi. Cu cât răspunzi la mai multe, cu atât îți va fi mai ușor la execuție ulterior. Dar mai bine vă dau câteva exemple de lucruri care, pe care nu le-am planificat și pe urmă la execuție a fost mai dificil și cu bătaie de cap. De chestii de detaliu de foarte multe ori. O bătaie de cap mare a fost secțiunea pardoselei, mai exact grosimea ei, pentru că podeaua nu era peste tot la nivel după ce am terminat de decopărtat. Nu voiam să mă ridic foarte mult cu ea ca să nu am un prag vizibil la intrarea în casă, dar nici să fiu prea jos și să pun prea puțină izolație sub ea. Pe urmă, în funcție de grosimea ei, mă puteam ridica mai mult sau mai puțin cu scheletul WC-ului încastrat, astfel încât el să fie la înălțimea potrivită. Fără să am cota finală,
Cum mai știu la ce înălțime exactă să pun prizele și întrerupătoarele? Mai mult decât atât, dacă nu știi exact tipul de faianță pe care vrei să o folosești la placarea peretelui de WC-ul, nu știi cât de mult să ridici scheletul și mai ales la ce înălțime să ajungi cu rigipsul din jurul lui. Eu am pus, de exemplu, două plăci de 60 de cm înălțime în dreptul lui și atunci eu trebuia să fac tot scheletul finisat cu rigips sub 120 de cm pentru a putea să mă încadrez frumos cu doar două plăci egale. Prea puțin înalt și ar fi trebuit să pun o placă mai scundă și se vedea aiurea. Prea înalt și ar fi trebuit să mai pun o placă mică de câțiva centimetri lățime și pe urmă arăta ca naiba. Tot la partea de planificare, e bine să stabilești și ordinea operațiunilor. Eu, de exemplu, că toți suntem la scheletul de WC-ul încastat, am uitat să-l montez înainte de a turna șapa. În mod normal, el se pune și se toarnă șapa pe lângă el. E, după ce am pus șapa, cum să mai montez eu scheletul când eu trebuia să-l ancorez în podea cu șuruburi? Dar eu în podea deja aveam țevi de încălzire în pardoseală și, deși știam în mare cam pe unde sunt, că aveam un video făcut, cine se mai riscă? Și atunci a trebuit să găsesc alte soluții, să improvizez. Și în loc să muncesc și nimic, am muncit 2 ore. Evident, nu poți planifica tot. Vor mai apărea chestii neprevăzute la care nu te-ai gândit. Dar măcar le poți reduce toate situațiile acestea. Și poți face asta foarte bine folosind un instrument nelipsit în project management, un grafic Gantt. Sigur că poți folosi un soft specializat, dar pentru moment un tabel în Excel e mai mult decât suficient. Vă pun o poză cu tabelul meu. Practic, pe coloană ai săptămânile, iar pe rânduri treci etapele și fiecare etapă încerci să o spargi în cât mai multe subetape. Și colorezi căsuțele pentru fiecare subetapă în dreptul perioadei când vrei să faci acea etapă. La mine prima parte a fost făcută de către fetele de la design și pe urmă am continuat eu. Partea mea era mai succintă că eu deja aveam în minte ce era de făcut, dar nu strică să fiți totuși mai detaliați. Și continuați cu rândurile până la ultima etapă. Faci inițial graficul acesta ca să-ți aproximezi bugetul de timp. În același timp, poți folosi acea structură de rânduri și pentru bugetul de bani. Ambele bugete, și de timp și de bani, la mine au fost depășite. Dacă la bani, în schimb, depășirea a fost mică, sub 10%, în timp, eu visam să termin sub 5 luni și am terminat în mai bine de 8. Privind în retrospectivă, cel mai mult am subestimat datul cu gletul și montajul ceramici. Cel puțin la baia copiilor cu faianța aia hexagonală a fost crunt. Cred că am montat-o în mai mult de 7 zile. E adevărat, nu am făcut doar aia în zilele alea, dar oricum, câteva au fost zile pline doar de faianță. Mulți metri pătrați cu model și forma hexagonală e foarte păcătoasă de montat. Bine că în dorul Eli nu ar fi fost mare filozofie și terminam în 2 zile. Și de asemenea în cealaltă baie unde am avut plăci de 90x90 sau 120x30, evident mult mai simplu și mai rapid. Săptămânal însă o să vezi că trebuie să intri în graficul Gantt și să devansezi programul pentru că vei rămâne în urmă. Însă, operațiunea asta e utilă pentru că exercițiul te va ajuta să-ți clarifici în minte cât mai bine programul și etapele pe care le-ai de urmat. Un aspect important la planificarea în timp ține cont că pot exista intervale de timp pe care nu le poți controla prea mult. De exemplu, timpul de livrare. La Termopane a fost cam o lună de când am luat măsurătorile, dar ca să ia măsurătorile eu a trebuit să termin de finisat conturul de geam. La faianță, venită din Spania, transportul a durat o lună, dar a trebuit să vină după ce am turnat șapa, însă înainte de a avea nevoie să o montez în bucătărie, unde am început prima oară. Dacă la unele chestii o să apelezi la meseriași, trebuie să te sincronizezi cu programul lor și dacă vrei unii buni, trebuie să-i programezi din timp. Și cu sporul de putere. Am terminat la mega limită, deși l-am început de foarte din timp. Ceea ce trebuia să dureze 3 luni a durat 7 luni. Dacă nu-l începeam foarte devreme în renovare, deși nu aveam nevoie atunci, se putea bloca toată renovarea mai târziu. Turnarea șapei am gândit-o să o fac înainte de Paște. Știam că nu mai muncesc în perioada respectivă după și avea timp câteva zile bune să se usuce cât de cât. O mare constrângere de timp la mine a fost și faptul că m-am apucat la sfârșit de toamnă. Venea iarna și eu trebuia să termin izolația pe exterior. Iar aici erau multiple probleme. Pe de o parte nu puteam da cu adeziv pe timp de îngheț și pe de altă parte spuma folosită la lipirea polistirenului se recomandă a fi fostă până în 5 grade. Există alternativă însă, există o spumă care merge și la temperaturi de sub 0. Însă pentru că foloseam polistiren grafitat care nu era recomandat să fie lăsat în soare, trebuia dat cu adeziv peste el rapid. Benzile de etanșare folosite la termopane la fel, nu erau rezistente la UV, deci în 24 de ore de când le-am montat trebuia să le acopăr și pe ele cu adeziv.
Așadar, ține cont de timpii de livrare, disponibilitatea meseriașilor și timpii tehnologici de așteptare. În ceea ce privește bugetul de bani, e simplu. Îți faci o listă într-un Excel cu toate cheltuielile la care te poți gândi. Eu am pornit cu două scenarii la drum. Primul în care cu 40.000 de euro mă încadrez cu tot cu mobilier și al doilea în care cu 40.000 de euro mă încadrez doar cu mobilierul de bucătărie și bani. M-am încadrat abia în al doilea scenariu. Dar în banii ăștia intră și toate electrocasnicele, aer condiționat, pompă de căldură, ventilatoare cu recuperare de căldură, o canapea extensibilă. Bine, nu m-am încadrat perfect, că am ajuns și aici pe la vreo 43.000 de euro cu toate chestiile astea menționate. Restul mobilierului însă nu am date complete, că încă mai mobilez. Dacă pentru bugetul de timp eu am folosit graficul Gantt prezentat mai devreme, pentru cel de bani am făcut un tabel separat, cu mai multe taburi. Un tab general, centralizator, unde vedeam în timp real câți bani mai aveam din buget, iar pe final cu cât îl depășisem. Și pe urmă încă 4 taburi de detaliu. Instalații, amenajări, electrocasnice și mobilier. Tu poți să-ți faci alte taburi, mie așa mi s-a părut mai util. Fiecare tab are cheltuielile împărțite pe subetape și am trecut mai multe, pe mai multe coloane. Prețul materialelor, prețul manoperei, acolo unde a fost cazul, prețul manoperei economisite și pentru că am făcut eu și cheltuiala efectivă făcută. Evident, inițial am completat doar primele două coloane, materiale și manoperă, pentru estimarea inițială de buget. Ulterior am completat și cu manopera economisită și am updatat în timp real și banii cheltuiți efectiv. Când terminam cu plata pentru o subetapă, schimbam culoarea fontului în ceva gri spălăcit pentru a nu mai ieși în evidență. Pentru unele etape, am făcut și un calcul detaliat separat în partea din dreapta, precum se poate vedea și în pozele atașate. Primele două coloane de preț materiale și manoperă, la final când le terminam, le updatam cu varianta efectivă reală. Deci, acum nu mai știu exact care erau estimările inițiale. În majoritatea cazurilor am subestimat, dar au fost și capitole unde am supraestimat, mai puține, ce-i drept. Însă variații foarte mari nu au fost, doar că s-au adunat ușor-ușor. De asemenea, în buget e posibil să-mi fi scăpat mici vizite pe la magazine de bricolaj de până în 100 de lei pentru tot felul de nimicuri. Însă cred că e important ca la buget să faci o estimare cât de cât bună de la început, pentru că e păcat să rămâi fără bani pe final și să nu te poți muta că nu poți să finisezi apartamentul. Eu pe estimarea inițială am dorit să mă încadrez cu tot cu mobilier, dar pentru că nu m-am încadrat am avut de unde să scad, că renunțând la o parte din mobilier nu mi-am periclitat mutarea în apartament. De fapt, dacă ai buget limitat, încearcă să nu faci economie acolo unde nu mai intervii vreodată sau e prea greu să o faci. Mai bine, de exemplu, renunți la bateriile de baie termostatate de la Grohe, dar îți poți permite să faci o termoizolație bună sau să iei niște geamuri termopane mai performante. Nu ai banii de pompă de căldură? Fă încălzirea în parduseală și instalația până la locul unde va fi pompa și încălzește-te un sezon cu aer condiționat. Împarte așadar cheltuielile în cheltuieli pe care le poți face și mai târziu și cheltuieli pe care trebuie să le faci acum. De exemplu, era exclus ca încălzirea de parduseală să o fac peste 2 ani după ce mă mut. Dar ventilatoarele cu recuperare de căldură puteam să le montez și mai încolo după ce mă mutam și poți prioritiza în funcție de criteriile acestea. Dacă îți bugetezi însă foarte bine cheltuielile, poți face următoarea schemă. Ai doar 10.000 de euro, să spunem, buget, da? Nu trebuie să te încadrezi în 10.000 de euro cu toate cheltuielile, ci doar cu acele cheltuieli pe care trebuie neapărat să le faci ca să te muți. Doar strictul necesar. Poți gândi renovarea la un standard și un nivel de dotări superioare bugetului, dar ce nu e strict necesar să poți face ulterior după ce te muți. De exemplu, în cazul meu, aplicând acest principiu, izolația exterioară, ventilatoarele cu recuperare de căldură, boilerul cu pompa de căldură, pompa de căldură, lustrele, bateriile grohe, filtrul de apă, aer condiționat, tot mobilierul în afară de cel din baie și în bucătărie, toate le-aș fi putut face și după ce mă mutam. Ba poate exista și optimizări de genul. În baie, în loc de mobilier pe comandă, poți lua cu 300 de lei un dedeman, un dulap și o ghiuvetă și o oglindă. Să faci treaba cu ele până îți vine mobila pe comandă. Sau la termopane, poți lua profilul de PVC corespunzător, că ăla nu-l mai dai jos, dar îl iei cu doar două foi de geam, nu tripan. Și peste 3-4-5 ani, când mai faci rost de bani, schimbi doar geamurile, pui tripan și alte baghete. Evident, vei pierde banii dați pe geamurile inițiale, dar e prețul plătit pentru flexibilitatea de a face upgrade ulterior.
Dar ca să faci asta, trebuie să faci o planificare foarte bună. Și ca viziune în viitor să știi unde vrei să ajungi și ca bugetare actuală. Pentru că dacă vei întinde bugetul doar pentru strictul necesar, dacă îl depășești, e panică, pentru că nu vei mai reuși să termini. Poți așadar lucra pe mai multe scenarii. Fii flexibil, gândește-te totuși că e investiție pe termen lung. Ambele tabele, de timp și de bani, o să le folosești pe toată perioada renovării. În etapa aceasta le creezi, dar ajustarea lor va fi continuă. Și în final, ai pregătirea. Vei avea diverse chestii de făcut înainte de a te apuca efectiv de renovat. Trebuie să te interesezi care sunt orele de liniște, pune un anunț la intrarea în bloc cu intervalul în care vei face renovarea, întreabă-ți vecinii dacă au ore preferate de liniște, dacă au alte preferințe legate de renovare. Vezi inclusiv dacă ai o renovare atât de complexă încât are nevoie de autorizație. Eu a trebuit să intru în apartament înainte de a-l cumpăra, să pun dopuri la calorifere pentru a le putea da jos după ce se dea de drumul la căldură. Tot înainte să mă apuc efectiv am trecut contractul de curent la hidroelectrica. Era într-o perioadă în care oferta ieftină nu era cert că va continua, însă aveam nevoie și de transferul de contract și pentru a putea demara cererea de spor de putere. Încearcă să faci cât mai multe lucruri înainte de a intra efectiv în apartament. Poți să începi să cumperi scule, să faci măsurători, să începi munca la design, să investighezi lucrurile din jur. Cum arată tabloul de curent al blocului, cum arată boxa, cum arată boxele de sub apartament, ai pe unde să te înfiși la canalizarea blocului dacă mai vrei să schimbi traseul. Cine are cheile de acolo? Care e numărul de telefon al agentului de salubritate care poate să vină să ia deșeurile? Există și zone unde poți depozita deșeurile de diverse tipuri pentru a fi luate de către compania de salubritate. Există campanii de toamnă, de primăvară sau cine știe ce alt ocazii, când se colectează mobilier electrocasnice vechi și așa mai departe. Când? Eu chiar am vândut o parte din mobilierul vechi și din electrocasnice. Le-am pus pe OLX, în câteva zile am făcut vreo 1650 de lei. Ce nu s-a vândut, am pus pe grupurile de Facebook de donat și au fost foarte mulți doritori. Chiar și cărțile vechi le-am dat rapid. Pe cât posibil încercați să aruncați cât mai puțin la gunoi, foarte multe lucruri care pentru voi nu mai înseamnă ceva pot avea utilitate pentru alții. Poți inclusiv să te pregătești cu un plan de acțiune pentru primele zile. Ce ai de făcut, cu ce scule ai nevoie de materiale, câți saci de molos trebuie să cumperi, cu ce mașină car, ce faci cu tâmplăria veche, unde o duci, vezi un centru de fier vechi lângă tine, o să ai mult fier de vândut și așa de mai departe. Și nu în ultimul rând, când începi renovatul bine pregătit, altul o să fie moralul, mult mai bun. Și nu trebuie să faci prea mult ca să se întâmple asta. Cred că și dacă treci prin serialul meu odată o să fie suficient să nu mai fii atât de controlat de anxietatea tipică necunoscutului. Așadar, te documentezi, planifici și pe urmă te pregătești. E simplu, nu? Tu ce zici? Am uitat ceva? Crezi că mai știu sfaturi ceva legate de această etapă? Te aștept în comentarii. Dacă nu, până data viitoare, salut!